Ploile din primăvară-vară au afectat producția de poioase, dar nu și pe cea de prășitoare. Fermierii mici sau mari se declară mulțumiți de producțiile de la floarea soarelui și porumb. Bunicică și anul ăsta, să știți. Unde a dat ploaie, dar ploaie multă cam strică, știți, și... Ei, sunt și bunicii și cine a muncit, să știți că a făcut treabă. Cine n-a muncit, să cunoaște. E mai frumos de noi, e mai frumos că dacă ce e rărit și ce... Mulțumită. E mai bună, dar e fiecare cum ia săpat. Deci dacă faci lucrări la timp... Dacă îi dai sapa, prima sapă la timp, faci treabă. Da. A fost bună anul ăsta față de anul trecut, da. La recoltarea a 90% din suprafața cultivată, producțiile medii obținute la nivel de județ sunt mai mari decât în anii trecuți. În ceea ce privește porumbul, dintr-o suprafață însămânțată de 102.404 hectare, până în prezent s-au recoltat circa 95.100 de hectare cu o producție medie de 3.800 de kilograme la hectar. La floarea soarelui am avut însămânțate în primăvară circa 62.893 de hectare, până în prezent s-au recoltat 57.880 de hectare, producția medie fiind 2.480 de kilograme la hectar. Producțiile medii ar fi fost mult mai bune dacă fermierii din nordul județului nu aveau parte de vreme rea la semănat, dar și la recoltat. Sudul are niște culturi foarte bune, sunt poate cele mai bune producții din, hai să zicem, de prin 5-6 ani încoace, la floare și la porumb. Nordul ceva mai proaste producțiile, fiindcă nordul a suferit și în... la înființarea culturii și pe parcurs. Profitul fermierilor nu este direct proporțional cu producția. El depinde în mare măsură de preț. Așa se face că puțin vor fi cei care se vor putea lăuda cu rezultatele economice ale acestui an agricol. Ieftin. 100.000 dublu. Se merită? Pentru la țară să crești animale, se merită, dar așa de vândut nu. Să zicem, sudul cineva care se închide la 2,5 tone, 3 la floare, la 1 leu, 1 leu și 20 de bani, poate să se închidă economic, fiindcă trebuie să faci eforturi, să întreții cultura respectivă și să-i dai ce-i trebuie. Se folosește sămânță foarte bună, destul de scumpă, inputurile sunt relativ scumpe. O soluție pentru fermieri ar fi depozitarea producției în silozuri până când vor putea obține un preț mai bun. Statul să vină în sprijinul fermierilor, să garanteze până la urmă aceste proiecte pentru depozitare. Mai este și altă soluție, să unească în grupuri de producători în care ar obține mult mai ușor fonduri europene și ca să-și construiască un depozit. Un kilogram de porumboabe se vinde în județul Olt cu 40-45 de bani, în timp ce un kilogram de floarea soarelui este achiziționat cu 1 leu și 10 bani.